Eu, George Becali. I-am zis, băieții, bani, Gigi, hai, joacă-mă și tu niște Slither. Păi am zis, băi, eu nu joc, ăsta e ceva... ceva joc de ăsta, de la satana. Nu mă bag la asta. Păi după meciul cu City, păi am zis, bă, hai, bă, zic, hai că joc și eu. Și băi, chiar un joc interesant. Păcat că nu poți să investești în el. Decât doar pentru, cum zic astea, skin-uri. Skin-uri, parcă zic bine. Și care e obiectivul la jocul ăsta? Trebuie să adun cât mai multă brânză. Să mănânc brânză, să devin cât mai puternic. Vedeți aici? Îs, am lungime 100. Și pe locul 250 și ceva din... nu știu, 600, cât se pe aici. Cât se făște la, nu știu, șerpi, vierbi, nu știu ce naibă ar fi pe aici. Și trebuie să ai mare grijă. Că își bagă dracu coada. La propriu. Și dacă dau cu capul în coada lui, am ierlit-o. Uită, viermele homosexual! Piei, satană, piei! Oi! Cât e de mare, păi trebuie să-l omorâm, dar deocamdată nu suntem destul de puternici. Vedeți, noi avem culoare verde, culoare, uite aici o vierme care a murit, mâncăm aici brânză, creștem, ne facem mai puternici. Becali crește, iată ce vierme mare, băi, ăla e ca și cum ar fi Manchester City pe lângă Steaua. Adică cam pe acolo e diferența. Adică... exact cum mă temeam, adică cum am zis, Manchester City, exact, Becali, din nou, ne-a făcut-o încă o dată. Băi, firai tu să fii de vierme. Păi tu vii cu culorile stelei, băi, și îl omori tu pe Becali. Bine, mă, mi-au făcut un vierme roz. Bine, mă, hai fie roz. Ce faceți, bă? Vă bateți joc de Becali? Becali, eu zis, nu bag bani în skin-uri, nu cumpăr skin-uri, donez la biserică. Uite, bă, vierme în culoare Rusiei. Bă, tu-i fi Putin, bă, și joci și tu jocul ăsta, a? Hai să-l urmărim pe Ruznac, să vedem unde dăm. Peste care dăm. Ce e asta, bă? Demon! Piei, satană! Scria demon la el. Numele demon. Piei, bă, drace! Ii, uite aici, pe viermele ăsta rus. Ăsta, bă, rușii... băi, vă spun o treabă. Rușii sunt ortodoxi. După pe ruși te poți baza. Hai, bă, uite, unul în culorile stelei. Bravo, tată! Forța Steaua! Hai, mă, că aici au lăsat ăștia mai multă brânză, aici, mai mult cașcaval. Uite, Becali, locul 169. Păi cam ăsta e și locul pe care Steaua în Europa, adică... hai să vedem viermele ăsta albastru, dar nu-l putem face. Hai să vedem pe ăsta roșu, ăsta-i vierme din Amovist. Piei, bă, satană! L-am bătut! L-am terminat pe Dinamo Mist. Forța la Steaua, băi. Hai să mâncăm și ce-o rămas de el. Uite, aici avem brânză cât pentru toată stâna mea din pipera. Uite, Gigi pe locul 131. Păi atât am fost noi, am avut câteva campionate în Europa. Adică suntem bine. Uite, bă, viermele din 2007. Ăsta iar a fost mai rapid decât Gigi. Morții mătii de vierme verde! Incredibil, bă, deci nu se poate așa ceva. Viermele ăla verde. Așa îmi place, uite, culoare albastră, culoare creștină. Asta, cu asta o să câștige Becali. Asta e culoarea pe care războinicul luminii
Trebuie să-și lasă numele aici pe joc. Bravo, tată! Clorile stele îmi place. Oh, ăsta-i dinamovist. Ăsta nu-i bine. Vrea să ne omoare. Piei, satană! L-am terminat din nou pe dinamovist. Gigi, cel mai tare! Da! Suntem pe 116 și încă creștem! Nu! Nu! Uite, bă, că a venit șarpele ăla, satana ăla și ne-a omorât! Nu se poate, așa ce-au și din nou mi-ați dat roz! Ce să zic, îmi dau ăștia mie culoarea roz, adică becalii roz, băi, sunteți niște zdrențe, sunteți. De ce nu-mi dați niciodată roșu cu albastru? Dacă culorile mele sunt roșu-albastru, de ce îmi dați, băi, toate căcaturile astea de culori? Cum vreți să fac eu cu roz? Ce să fac eu în culoarea roz? Dar ați văzut, am dat de pământ cu Dinamo. Am iară... Din nou am reușit să-i bat pe ăștia de la Dinamo. Pentru că sunt proști, pentru că câinele e simbolul satanei și satana nu se teme de becali. Uite, americani, alt sataniști, iar altul, alb roșu. Vă l-am făcut, mă, pentru că... uite, viermele ciclop, satana. Din nou, i-am făcut becali. Nu se poate așa ceva! Dar ce ai venit exact acum? Nu, deci eu nu joc așa. Deci cu roșu nu vreau să joc în culorile lui dracu. De ce îmi dați culorile lui dracu, bă? Să vă ia pe voi. Deci ăștia de la jocul ăsta sunt niște strânțe și niște haharere. Îmi dau ei mie culorile lui dracu, culorile lui Dinamo. Cum să joc, băi, în culorile lui Dinamo? Păi voi ați nebunit? Becale să joace în culorile lui Dinamo. Nu că ar fi vreo problemă, pentru că și la meciul cu Manchester City, în tribune au fost culorile lui Dinamo. Dar e culoarea lui satan, adică cum, becale, culoarea lui satan? Ce e asta? Ce prostie asta? Hai mă, că m-am cam îndepărtat de zona unde e mai multă brânză și deja flămânzesc, m-ați înțeles? Tui, drace! Ăla violet e cam cât e Fiorentina pe lângă Steaua, adică cam asta e diferența, dacă înțelegeți ce zic. Păi Becali nu trebuie să se teamă nici de Fiorentina, nici de Real Madrid și nici de Manchester City. Ăsta e nenorocitul ăsta galben care m-a omorât mai înainte. Nenorocitule, care ești tu nenorocit? Acum fugi de Becali. Fugi de răzbunarea lui Gheorghe Becali, a? Nenorocitul. Hai să mai mâncăm aici niște brânză. Ulala, au aici ăștia brânză. Cât pentru... Piei satană! Piei satană! Dar ce e aia, bă? Deci ăla... Ăla e cât? Nu Manchester City. Manchester United cu tot cu Mourinho. Ăla e... No. De ce n-a putut Becali să fie la masa bogaților? Asta e că a mai rămas o bucată și pentru Gigi. Becali deștept, Becali știe unde să stea el ca să găsească brânză bună. Băi, de ce tot timpul trebuie să vină Steaua să-l bată pe Becali? Pentru că Becali e la Steaua, de ce eu nu pot să am culorile roșu cu albastru? Că n-am eu, cum le zice n-are, skin-uri. Ce să le ia dracu de skin-uri? Eu vreau să joc în albastru cu roșu. Ce nu pot? Decât doar în roșu sau în albastru sau ce culori? Ia-te-l pe ăla cu P. Da să sugi tu P puncte puncte. Dacă înțelegi ce zice Gigi aici.
Băi, ce cu viermele alea așa uriaș? Băi, aici ar trebui să fie limite de mărime, nu știu. Și acum de ce... No, dar de ce l-ați prins pe Becali la mijloc? Păi asta e ca și când ai fi în grupă cu Real Madrid și cu Barcelona. Cum s-a întâmplat acum cu Becali. Hai mă, să mai băgăm aici o încercare. Pentru că vorba aia, încercarea moarte n-are, dar... Acum, din nou, de ce îmi dați culoarea roșie? Adică nu-i puteți să-i dați la Becali o culoare, nu știu, roșie, albastru, un pic cățelă, să zicem. Sau așa, în dungi, cum avem noi pe echipament, m-ați înțeles? De ce trebuie să-i dați culoarea lui Satan, pentru că Becali nu e Satana? Sau, poate așa credeți voi. Hai bă, să lăsăm pe băiatul ăsta în culorile Rusiei, pentru că ăsta e ortodox ca și noi. Piei draci, ăsta e vierme homosexual, ăsta trebuie să scuipăm după el, bă, când îl vedem. Ăla nu e bun de nimic. Păi uite mă, viermele ăla rusesc o crescut și a nostru a rămas mic, dar de ce? Adică se treabă Becali, de ce? De fapt, de ce nu merge nimic în țara asta? Da! Și la alții, inclusiv la ruși, ne merge. Bine, uite! Becali, omul potrivit? Ai, dă-vă dracu! Am vrut să zic potrivit la locul potrivit, dar a venit viermele la verde. Asta e, bă! Zdrențelor, m-ați pus să joc Slither? Nu-i de jucat Slither, bă, deci Becali tot mai buni la fotbal. La fotbal știu că am echipă, am antrenor, la Slither nu poți să faci nimic pentru că sunt care au bani mai mulți. Nu știu, au skin-uri, au hack-uri, au dracu să-i pieptene. Hai, ceau!